Bine ați venit la o nouă ediție, la un nou sezon al emisiunii Scene și Cuvinte, emisiune dedicată teatrului și oamenilor săi. Despre invitatul nostru de astăzi, aș spune că nu caută ostentativ succesul și premiile, dar le obține. Nu își impune stilistic teme, dar toate spectacolele sale cuceresc atât la nivel vizual, cât și cognitiv. Este o voce a tinerei generații, o voce recunoscută, o voce care se aude pe toate scenele din, pe foarte multe din scenele din țară, domnul Horia Suru, laureat UNITER 2022, premiu pentru regie. O onoare, bine ați venit! Mulțumesc mult de invitație! Avem o temă generoasă, să vorbim despre regie, dacă este doar artă, dacă este meșteșug, cât este tehnică, cât este inspirație, cât este logică. Dar aș vrea, în primul rând, înainte de a intra în laboratorul regizorului Horia Suru, să facem cunoștință cu omul Horia Suru. Ok. Fără modestie. Nu știu, de unde să începem sau de unde să... De la cea mai importantă școală. Cea mai importantă școală este școala pe care ți-o oferă părinții înainte să intri în sistemul social, așa, sau educațional. Cred că de acolo se dau primele cei șapte ani de acasă, da? Și cred că asta e foarte important. Și despre mine, cred că am fost învățat că am libertate să aleg, că am libertate să greșesc, că trebuie să-mi găsesc drumul, să-mi iau liniștea asta, să găsesc drumul pe care urmează să-l fac și dacă se întâmplă ceva, pot oricând să aleg altă cale. Și asta e mare lucru și o simt la mai mulți tineri cu care am lucrat în diferite vârste, că de multe ori, din păcate, părinții aleg ei drumul copiilor, cumva să le... Și nu cred că e ok. Nu cred că e ok. Și am simțit la mai mulți dintre apropiații mei că au avut presiunea asta pe umeri de a merge pe un drum prestabilit. Da. Și eu cumva am simțit că n-a fost cazul și că a trebuit să am avut așa șansa și să văd unde mă potrivesc eu cu mine și în societate. Întotdeauna v-ați dorit domeniul artistic? N-au fost și alte căutări, alte idei? Trebuia să fiu fotbalist. Da, că ați făcut și sport. Da, trebuia să fiu fotbalist, a fost o problemă medicală. Iar după aceea am ajuns la o trupă de teatru de liceu și de când am ajuns acolo s-a cam fost stabilit. A rămas cumva și pe spre finalul liceului cumva mi-am dat seama că multe variante nu mai erau în zona mea și că asta urmează să fac. Și ați ales actoria. Inițial, și asta am făcut în clasa 12-a, un an de zile, pentru regie m-am pregătit. Dar după aceea, foarte scurt timp înainte de admitere, m-am întors și mi-am dat seama că era la 18 ani, era prea devreme. Și cumva și acolo am avut susținerea de a schimba și de a merge la actorie. Și acum, cred că a fost o decizie bună. Adică au fost ani de formare, perioada de facultate de actorie, după care am și fost angajat ca actor, am lucrat patru ani la Piatra Neamț, care a fost o a doua școală, total diferită de anii de studenție, școala de
teatru, în care am învățat foarte multe despre cum funcționează mecanismul teatral ca un întreg. Ca un întreg, da, în care școala e o bulă, în care ești cu oameni de vârsta ta, te dezvolți împreună cu ei, dar după aceea când ajungi într-un teatru dai piept cu realitățile economice. Realitățile, da, 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 da. Și e cu totul altceva. Și cred că a fost, că tot au fost 4 ani, s-au resimțit așa ca o, încă o facultate despre adevărul care înseamnă o instituție de teatru. Și după 4 ani v-ați întors la prima opțiune nefinalizată, regia, dar ați vrut și o școală în acest sens și ați absolvit și master de regie. Da, și da, cumva a fost nu neapărat programată. Eu, în planul meu de viață, dacă se poate dacă spune se așa, da. Dacă se poate spune așa, mă gândeam că undeva, adică mult mai târziu, după, că o să treacă o perioadă de vreo 10-15 ani și după aceea o să mă întorc la regie, care a fost, fusese de fapt gândul inițial. Conjunctura a făcut să zic pe 1 ianuarie 2012 să zic că o să încerc. Adică mi-am dat un timp să încerc să văd dacă găsesc de lucru, să văd dacă pot rezista, să văd dacă... Aveați un proiect, un spectacol, se contura în mintea dumneavoastră? În sertar aveam multe. Aveați multe. Da, în sertar aveam multe lucruri, dar nu este o meserie în care să ții lucrurile în sertar și de acolo drumul de la niște gânduri să așternute pe hârtie sau nu, până la ca ele să existe pe scenă, e foarte lung. E foarte lung, adică implică multe resurse de a convinge oameni, de a lucra în echipă, de a găsi resursele financiare, de a găsi timp, spațiu, loc. De a crede în dumneavoastră, în primul rând. De a crede și până când un proiect ajunge să ajunge la public. Și mi-am dat timpul ăsta inițial, mi-am zis, cred că 6 luni, dacă reușesc. Atunci m-am mutat în București pentru că era locul capitala, în care cel, da. Da, în cele mai multe, cu cele mai multe teatre, cu cele mai multe posibilități. Nu s-a întâmplat nimic în primele 6 luni. N-am găsit nimic de de lucru. N-am reușit să convinc pe nimeni. Da, nu am încercat, am bătut la uși. Uși închise, am intrat și pe fereastră, s-a închis și fereastra. Și n-am găsit nimic. Și eram pregătit să renunț, dar cumva am zis, hai că mai îmi dau 6 luni. Și după următoarele 6 luni am reușit să fac un să zic așa, un prim proiect. După care a fost mai bine. S-au legat și altă. De aici trag concluzia că puterea de a îndura și de a rezista trebuie să fie niște coordonate fără de care în niciun domeniu artistic. Cred că nu da. Poți cred să că da. Cred reușești. Că adică poate e ușor să reușești să faci un proiect aici sau pe oriunde, dar e o meserie de anduranță și de umilință. Și de umilință și pentru care trebuie să ai o rezistență psihică. Deci vorbim psihică de un psihic tare. Da, psihică în primul rând. Psihică în primul rând. După care că sunt multe greutăți ale vieții, există multă instabilitate, există extrem de puțină predictibilitate în ceea ce facem, inclusiv, eu nu sunt angajat, lucrez cu mai multe teatre, dar și dacă, și pentru un angajat, chiar dacă în domeniul ăsta, tot e o, sistemul încă nu e atât de predictibil. Și atunci ce ancore trebuie să caute un tânăr artist? Ies atâția? Sunt multe locuri? Sunt foarte mulți. De ce să se agațe, să reziste? De el însuși. Și de
cumva e un soi de răbdare pe care răbdare activă, ea zice eu. De asta trebuie să se agațe și de credință că până la urmă, dacă își dorește, dacă... Se poate, se poate. Da, se poate. Dumneavoastră sunteți exemplu clar. Și eu, și nu numai alții, eu, și, da, mulți, și mulți alții din generații și mai mici ca mine și mai mari ca mine sunt care au pătruns în sistem și nu doar că au pătruns, ci și cu mare, mare succes. Vi se pare că vârsta de 18 ani la care un tânăr poate intra la facultatea de regie este foarte mică, ținând cont de lipsa de experiență? Mie mi se pare regia un soi de magie, adică nimic la întâmplare, totul sub control. Poate un tânăr de 20 de ani, 21-22, absolvent, să stăpânească? N-a fost cazul pentru mine, adică n-a fost cazul la mine. Eu n-aș fi putut. Dar recunosc că am văzut tineri de 21-22 de ani, proaspăt absolvenți, extrem de interesanți în propunerile lor. Și răspunsul meu ar fi că se poate, se da. Poate. Dar depinde, depinde de foarte mult de structura fiecăruia. Într-adevăr, ori ai niște intuiții foarte bune și ești dispus să înveți și mult și repede în a conduce o mână de oameni, în a reuși să scoți din interiorul tău gândurile și ideile cât mai bine formate, în așa fel încât să ajungă cât de aproape într-un spectacol pe care îl faci. Da, eu adică apreciez și sunt câțiva tineri pe care îi apreciez extrem de tineri care reușesc să facă un construct bine articulat. Bine articulat. Eu n-aș fi putut. Eu eram împrăștiat în gândurile mele până să se așeze niște lucruri. Așa că pentru mine eu cred că am luat decizia cea mai bună de a nu face. Poate nu aș fi avut nicio șansă sau aș fi făcut niște lucruri extrem de proaste. Haideți să intrăm în laboratorul regizorului Horia Suru. Cum se naște un spectacol? De unde? De la text, presupun. Dar textul, te întâlnești cu el, îl cauți, trebuie să citești foarte mult, să ai o bază de alegere. Trebuie să fii în ton cu vremurile, se poartă. Da. Cum porniți? Extrem de diferit. Adică diferit în sensul că nu de fiecare dată e același proces. Depinde și de o conjunctură de factori, de exemplu, de unde urmează să fac ceva, de echipa cu care urmează să fac ceva. Și atunci mă gândesc foarte bine ce să propun unui teatru. Câteodată de la text, în sensul în care găsesc ceva și dacă, adică eu în general lucrez texte care sunt cumva în premieră pentru România și autori și texte noi, adică cumva am pariu ăsta, risc cu să aduc pe piață niște lucruri care n-au mai fost la noi. Aveți traducători cu care... Da, mai mulți. Da. Dar și atunci să zicem că este un text în care eu cred, mă reprezint, vreau să spun niște lucruri cu el și încerc să-i găsesc locul, casa, echipa. Potrivită, dar se poate întâmpla și de la oameni, că știu că urmează să lucrez cu o anumită echipă și atunci cumva caut... Omul își caută... Da, și cumva mă inspir de la echipă, de la ei, de la oameni, de la echipa cu care urmează să fac
dacă îi și cunosc destul de bine, și asta s-a întâmplat. Alte ori, poate așa, undeva mai de la niște senzații de moment, adică mi s-a întâmplat să încep să propun un text și după aia să-l mai schimb de 4-5 ori până spre anxietatea unora din echipă, să schimb de câteva ori până găsesc acel proiect care... Deci poate fi dragoste la prima vedere cu cuvântul, dar poate fi și o dragoste clădită în timp. Da, și încerc cumva, adică odată că această prima alegere în drumul unui proiect e poate contează, cea intuiție, mai importantă, da, cea mai da, dar încerc să, cel puțin ultimul timp, nu știu dacă la început, dar încerc să fac niște alegeri raționale în conjunctura dată și nu doar da, vise așa, adică să văd și să estimez și realitatea proiectului să-l vedeți, după ce credibil în viață, nu doar în gândul dumneavoastră. Da. Să se îmbrace concret în realitatea, da, în care adică lucrați. Mă întreb, afară de și importanța lui pentru internă, pentru echipa, pentru dezvoltarea fiecăruia dintre noi în lucrul la un proiect, să văd și să înțeleg și care ar fi viitorul proiectului și sensul lui și ce ar spune într-un anumit context celor care ar veni să vadă spectacolul. Și pentru că lucrați cu texte foarte diferite, porniți de la idei diferite și pe plan stilistic, da, nici eu nu pot să spun stilul Horia Suru. Cred că de fapt asta vă doriți. Fiecare spectacol să nu semene cu celălalt. Sunt surprinzătoare, de la, nu știu, îmi vine în cap Fetele Pelican, așa un spectacol modern cu tentă suprarealistă de la Notara, de la teatru clasic, să spunem, la teatru foarte mic ați montat la un moment dat o parodie după Cehov, la trilogie, deci foarte diferite registrele stilistice. Nu vă e mai comod să urmați un drum? Nu v-ar fi mai comod? Dacă mi-ar fi plăcut comoditatea, nu cred că aș fi rezistat până acum, de vreo 15 ani. Da, nu-mi place nici să fiu eu cu mine comod, nici să fac cele mai comode lucruri pe scenă. Și, într-adevăr, cred că sunt într-o perioadă de schimbare, cumva, cred. Nu știu, trebuie să mă, încă n-am tras linie. Cred că într-un număr de ani am încercat programatic să fac lucruri în estetici diferite și în chei diferite. Asta a fost ceea ce am experimentat eu cu mine, dar lucrând în diferite spectacole, mai mult decât pe hârtie. Că... Și asta mi-am propus să încerc diferite zone și să descoper lucruri. Acum cred că sunt așa într-o perioadă de un pic de schimbare în care și nu știu ce se va întâmpla pe viitor, în care spectacolele sunt puțin mai personale decât în perioada în care îmi propusesem să studiez, să experimentez diferite estetici. Rămâne de văzut. O să rog regia un prim fragment dintr-un spectacol de la Excelsior, un spectacol bazat pe mișcare și gest, minunat spectacol, Viața prea plină și plicticoasă a lui Gargantua. Thank you.
mulțumim. Da, un spectacol care nu seamănă cu niciunul făcut de dumneavoastră. E unic. Trăznaie. Trăznaie frumoasă, cu impact vizual, cu care te duce într-un timp, într-o poveste uitată. Și în care am avut norocul unei echipe extrem de frumoase, extrem de deschise, că în care cumva a fost și o perioadă de lucru un pic mai altfel decât la un spectacol obișnuit, în sensul în care două luni de zile am făcut doar improvizații cu echipa, fără să avem presiunea rezultatului, adică de a lucra scene, de a avea un material pe care urma să-l prezentăm, în care ne-am jucat pe Gargantua și Pantagruel Rabelais, din carte pe diferite multe, multe teme, și după care am luat o pauză de o lună în s-a care așezat din, s-a așezat lucrurile și am făcut scenariul. Și abia după aia ne-am apucat de repetiții la spectacol. Și asta e un mare noroc pe care l-am avut și am găsit inclusiv la Teatrul Excelsior, că am avut timpul să facem, și am mai avut încă două luni după acea lună de pauză, în care s-a lucrat, da, că s-a lucrat, asta e scenariul, aici dezvoltăm scenele, asta e parcursul, dar faptul că am avut acest timp de a căuta fără să fim, haideți, presați, că vine premiera și atunci trebuie să și asta a fost mare la acest spectacol, asta a fost marea bucurie, că împreună am avut timpul ăsta să ne jucăm, să căutăm diferite soluții, resurse, rezolvări și unele corporale, muzicale, teatrale, actoricești. Ați anticipat un subiect pe care voiam să-l abordăm, timpul. Are un regizor în această lume grăbită, permanent grăbită, cu targeturi uneori ireale, are timpul necesar să facă un spectacol bun? Are timp să citească textul, să-l discute, să repete, să caute soluții, să corecteze, să aducă idei noi, să asculte de ideile altora? Are timp? Dacă nu are, trebuie să facă cumva să l-aibă. Altfel, și sunt convins că, adică nu mă exclud pe mine, evident, sunt convins că sunt extrem de multe spectacole pe piață care sunt superficiale la un nivel, da, dureros. Dureros. Adică e de datoria noastră de a încuia ușile și de a crea un spațiu în care timpul nu pune presiune pe căutările din lucru la un spectacol. Adică regizorul trebuie să creeze această aparență a faptului că nu ne grăbim, că ne luăm timp să descoperim ce e. E ca o naștere, vă pregătiți text, de o ce e, da, ce naștere e colectivă. Deci trebuie să creeze această stare atemporală cumva în repetiții. Lucrați concomitent mai multe spectacole? Nu. Nu. Nu, deci niciodată. Începeți un proiect, treceți la următorul. Încep un proiect, da, și după care următorul. Asta nu înseamnă că vremurile în care trăim nu sunt extrem de sunt cu multă presiune de a rezolva, de a termina repede, de a aduce, da, în fața publicului. Adică ea există inerentă, nu e doar la. Da, în toate domeniile. În toate doar domeniile, artistic, da, în toate s-a, domeniile. S-a, s-a comprimat totul. S-a comprimat tot, foarte tare totul. Spuneați într-un interviu mai vechi că ați avut norocul ca unii importanți directori de teatru să aibă încredere în dumneavoastră. Îl menționați pe Marcel Iureș, pe doamna Dorina Lazăr, pe domnul Adrian Găzdaru.
ați fost investit cu încredere din partea unor oameni de teatru cu experiență când dumneavoastră nu aveați experiență. Dumneavoastră, acum, când sunteți un regizor căutat, dați mai departe această șansă unor necunoscuți de a se afirma, îi investiți la rândul dumneavoastră cu încredere? Cum vă alegeți echipa, de fapt? Păi, eu nu-s director. Da, în sensul în care și din echipa de creație, că e scenograf, coregraf, light designer și așa mai departe, compozitor, caut oameni noi și lucrez cu oameni care sunt la debut și cu în măsura în care reușesc să fac asta și cu actorii la fel. Deci încerc să, adică sunt, văd ceea ce se întâmplă, spectacole din studențești, caut colaboratori noi de fiecare dată și la multe proiecte am adus oameni în diferite departamente așa, care sunt la debut. Cât se poate. Cred că ar trebui să existe din partea tuturor o deschidere mult mai mare. Dar aici aș menționa în primul rând pe directorii de teatre, cărora știu că le e extrem de dificil în contextul social și politic. Cred că ar trebui, da, să existe mai multe șanse pentru tineri în și de parte artistică și de parte tehnică și pe PR, da. să vină mult mai mulți tineri în instituții. Aveți predilecție spre piese contemporane. Credeți că e un moment în care trebuie să te apropii de clasici sau pur și simplu așa s-a întâmplat? Nu vă trage de mânecă Chekhov, Shakespeare, Ibsen, nu vă trag de mânecă? În foarte multe cercuri mi s-a reproșat asta. Adică eu, dacă n-am făcut Chekhov, și n-am făcut Chekhov. Adică am făcut workshop pe Chekhov de vreo două ori, am făcut workshop și Shakespeare, n-am făcut spectacol, dar mi s-a reproșat asta, că eu nu știu să... N-am făcut Chekhov, trebuie să dau... Mi se pare o prostie. Adică nu, cred că e o gândire extrem de învechită și tristă. Dacă te uiți un pic la ce se întâmplă în lume, să vezi că da, sigur, e Chekhov, da, dar nu e niciun examen Chekhov. Din punctul meu de vedere, ci examenul este să spui ceva relevant cu ceea ce faci astăzi. Nu să faci un Chekhov obosit și să urli după samovar, care măcar nu mai știm cum să folosești. Am făcut clasici. Am făcut Girodu, câțiva. Am făcut un Girodu, am făcut un Molière, Odovo Horvat la așa și încă vreo. Adică câțiva am făcut. Cu predilecție am făcut teatru contemporan, că e mai important ce mesaj prin care ajungi cu spectacolul. În același timp nu m-am ferit de momentul, n-a fost conjunctura. Chiar anul trecut am negociat aproape un an de zile să fac un Shakespeare și până la urmă n-a fost momentul, n-au fost conjunctura, resursele potrivite, nu s-a întâmplat și nu e niciun fel de... Avem pregătit un fragment dintr-o parodie, să spunem, după Chekhov și Vania și Spike și Mike, un spectacol foarte vechi și foarte frumos de la teatru. Și foarte făcut, adică deși textul foarte... E foarte cehofian. Foarte cehofian. Da, adică la un spectacol foarte clasic. Da. Rugăm regia. Care se enerva tata când nu știam câte ceva? Dar ce copil de 6 ani știe cine a scris bolnavul închipuit? Molière. În afară de tine, bineînțeles. Oh!
abia așteaptă să te cunoască. Eu iubesc rușii. Îl ador pe Anton Pichekov. Da, e adevărat, m-am întâlnit cu câțiva agenți de la CIA și, sincer, m-au impresionat. Am ținut să prezentăm acest fragment pentru că s-a jucat pe scena unui teatru care este închis de foarte mult timp. Din păcate, sala teatrului foarte mic încă este închisă. Și a teatrului mic. Și a teatrului mic. Adică ambele sunt închise. Și mi-aduc aminte de ceea ce ați spus dumneavoastră la, pe scenă, la decernarea premiilor. Creați un nou teatru la Bistrița, dar nu închideți altele. Există acest pericol real în București. Sunt săli care nu sunt funcționale și e păcat, nu sunt atât de multe, iar trebuie făcute niște demersuri serioase, adică să se pună un pic în lumină ce probleme au sălile de teatru. Mai sunt și altele care sunt deschise, dar au probleme mari, da. Și nu, efectiv e un pic rușinos aproape să primești publicul într-o sală care are multe probleme și mai și arată ca atunci când s-a înființat. Și pentru asta trebuie să existe interes, nu se poate face din bugetul unei instituții, nu poți să recondiționeze o clădire întreagă. Și atunci trebuie să alte fonduri și că nu, așa cum toată societatea se evoluează din punct de vedere tehnic și tehnologic, și la teatru trebuie să fie același lucru. Adică nu mai ține niște soluții, să le zic eu, improvizate, ieftine. Nu mai țin și nu mai țin niciun spectator. Adică, nu. Cred că a trecut timpul în care doar puterea actorului doar vocea lui frumoasă, cristalină, să te țină două ore în scaun. Nu. Doar dacă este un mare, mare actor. Da, ok. Doar. Atunci da. Și a doua oară fac la fel și a treia oară la fel și în același timp pereții cad de pe clădire. Da, trebuie să fii într-un spațiu safe pentru a te bucura de spectacol. Da. Și e nevoie de o mai mare atenție și pentru confortul și ceea ce învăluie actul artistic în 2023. Mă duce gândul la un spectacol de pe scena Odeonului, Refugiul. Un spectacol în care tehnica are un mare rol. Suntem așa ca într-o hologramă acolo, toți spectatorii, actori. Un mediu aproape SF, e o realitate care începe să ne domine. Vă este teamă de invazia virtualului în omenescul din noi? Nu foarte mult. Nu mi-e foarte, foarte mare teamă. O putem controla? Deocamdată da, dar sunt convins că va veni și acel moment în care nu mai putem controla. Și atunci, vedem ce facem. Adică unde ne refugiem?
și scandalul ăsta extrem de mare din America, la care nu ne uităm foarte atent, cu inteligența artificială a tuturor scenariștilor, actorilor, și în care, din punctul meu de vedere, ar trebui să-l privim un pic mai atent, că da, ne va lovi și va lovi în toată lumea artistică foarte curând. În loc să vedem un pic ce se întâmplă, noi încă ne preocupăm că nu avem bec și trebuie să schimbăm becul în sală. Dar într-un timp foarte scurt o să ne lovim și în artă de diferite probleme care țin de lumea virtuală. Ce trebuie să facem este să vedem cum coabităm, cum coexistăm și să nu închidem ușa și să zicem că nu are cum să pătrundă în... A pătruns deja. În arta noastră bazată pe cuvânt. Nu mai e... Doar pe cuvânt. Nu mai este doar pe cuvânt. Cuvântul e unealtă, la fel ca extrem de multe altele. Și... teatru reflectă ceea ce se întâmplă în societate. Chiar dacă facem Antigona, putem să găsim, racordul la ceea ce se întâmplă astăzi și în... De aici frumusețea clasicului. Așa da, este. Ne întoarcem la clasici. Da, moment... felul în care îi tratăm, da, felul în care îi tratăm. Aici, felul în care îi tratăm, trebuie să fim coerenți cu lumea în care trăim. Nu ne putem preface că... N-au trecut 2000 de ani. N-au trecut 2000 de ani, da. Și să considerăm că suntem atunci acolo. Altfel, unele texte au rezistat tocmai pentru că au avut un rapel în diferite epoci, de parcă ar fi fost scrise atunci. Asta a dat rezistența în timp. Rezistența în timp. De altfel, poate să fie un text... sau o poveste absolut excepțională, dar relevantă pentru o anumită generație. Și după aia, nu. Adică nu e vorba doar de valoarea unui text, ci e vorba de cum el se raportează la diferite realități sociale. Mă gândesc la ceea ce spuneți, că trilogia minelor, pentru că trebuie să atingem și subiectul trilogia minelor, poate fi un text universal. Pentru că ratarea este universală, speranța este universală. Aș fi foarte și sunt... Oare va rezista acest spectacol peste timp? Nu vom vedea. Nu vom vedea. Nu vom ști. Nu vom ști. Eu aș fi foarte... Știu că unul dintre texte a avut parte de o... Cred că o lectură undeva la New York sau ceva... Dar aș fi foarte curios dacă s-ar monta în diferite alte țări de cum... Pentru că el e atât de puternic... Într-un spațiu irlandez merge montat și cred că și într-un spațiu american. Da, aș fi foarte curios să văd cum ar fi receptat de publicuri diferite. Ce însemna pentru dumneavoastră, pentru cariera dumneavoastră, acest proiect? După mine, unul dintre cele mai importante proiecte, nu doar al anului 2022, din ultimii ani. Trei spectacole, unitate stilistică, un text formidabil, o echipă senzațională. A fost un proiect foarte greu. Dar cu o echipă minunată. Și când zic echipă, mă refer și la toți cei care sunt și pe scenă, și dar în spate, și în spatele ei. În care, într-adevăr, au lucrat împreună și au dorit, au... fost uniți ca să reușim să le scoatem pe toate și un pariu foarte riscant care la primele discuții părea așa o nebunie generală. Când povesteam eu că să fie trei, o să... Dacă și mai multă lume, mai mulți amici din lumea teatrală îmi zicea, e o prostie ce faci, că nu o să vină nimeni.
n-are nimeni timp să ba vină. Ba da, a venit. Mulți. Și zic, mă, ok, n-are nimeni timp să vină, dar câțiva tot or fi care o să zică, măi, ia să văd eu cum e să mă duc de acasă până la teatru cu 3 zile la rând. Și să vezi aceiași actori și oarecum aceeași poveste, oarecum. Da, gândurile inițiale erau că cu siguranță va fi un eșec absolut și că nu va veni, nu se vor cumpăra bilete, nu vom avea public, va trebui să din cele 3 spectacole să fac un singur, dar în caz că toată lumea se întreba ce să... Până la urmă a fost ok. Da, cu mare succes. Până la urmă a fost foarte, foarte bine, dar și ca proces de repetiții, pentru că, apropo de că nu fac 2 spectacole în același timp, e, aici am făcut 3 în același timp, cumva și forța de împrejurări de programul actorilor, dar se întâmpla ca într-o zi să repetăm 2 scene dintr-un spectacolul 1 și 3 din spectacolul 3. Și până cumva s-au aliniat și cât de cât le-am pus pe o structură pe fiecare, până atunci era un puzzle în care inclusiv eu, cu toții ne întrebam, tu ce joci, tu ce personaj ești, care mai ești aici? Și ești fica lui... Și, da. Asta a fost foarte comic. Cred că a fost un spectacol unde noțiunea de împreună chiar a funcționat. Și fără de care nu s-ar fi ridicat. Nu s-ar fi decupat suficient lucrurile. Și miza asta de a construi cumva la fel, dar diferit și în același timp repetând diferite lucruri. Și aici, oricum, un merit extraordinar au echipa de actori. Cu toți extraordinari. Care au un înțeles acest proces și faptul că nuanțele trebuie să fie mici, dar bine punctate într-un volum mare pe care îl au dedus toți în toate spectacolele. Ce a însemnat premiul Uniter pentru dumneavoastră? O bucurie mare a fost. Cred că mai important a fost cumva un soi de validare a faptului că drumul pe care am pornit, nu doar legat de trilogia Minelor, ci cu un parcurs de mai multe dumneavoastră artistic, da. De spectacole, a însemnat un soi de validare a acestui drum și un... O încredere de a merge mai departe. Faceți bine ceea ce faceți. Da, cred că asta. Și asta e importantă, că mi-a dat această încredere și tot timpul, asta e inevitabil, ne întrebăm dacă ceea ce punem pe masă, da, dacă produsele noastre au relevanță, au sens, ce sens au... Dacă mai bine să o luăm în altă direcție sau să schimbăm sau să cu fiecare proiect în parte. Adică zona asta de întrebări, sunt convins că o avem cu toții. Mai avem doar 2 minute, nu știu când a trecut timpul. Ce pregătiți pentru orașul Ploiești următoarele zile? Următoarele zile... un spectacol pe un text în premieră națională, și textul, dar și autorul au mai fost montați în România, cheamă Lapte, de Ross Dunsmore. Un spectacol care se uită cu speranță la societatea în care trăim și sper cumva că asta să fie gustul de final, cel de speranță, și este despre nevoia de hrană,
pentru un termen extrem de larg, da. Cu multe, multe înțelesuri tratate pe diferite paliere în spectacol, despre această nevoie de viscerală de a fi hrănit și în același timp de a hrăni, de a hrăni. Pe alții. O temă foarte apropiată, foarte dragă, foarte, în care împreună cu echipa de actori am încercat să vedem, să descoperim în câte feluri, în câte posibilități și cât de acut simțim să fim hrăniți și să hrănim pe alții sau să fim... câtă nevoie de iubire. Tot o hrană, da. Cea mai importantă, asta, poate, da. Și, de iubire și cum se resimte și nevoia de a iubi. Vă mulțumesc pentru acest dialog, vă mulțumesc pentru toate spectacolele pe care ni le-ați oferit. Ne vedem la sfârșit de săptămână în sală la Teatrul Toma Caragiul din Ploiești și o să ne vedem cât putem de des la toate spectacolele pe care le veți monta și pe alte scene. Faceți ce faceți, că faceți nu bine, ci foarte bine. Mulțumesc mult de invitație și vă mare drag vă aștept în sala, în sala de teatru. Vă mulțumesc pentru atenție. Notați Teatru Toma Caragiu Ploiești, premieră Milk, regia Horia Suru, și țineți minte că s-au deschis teatrele, a început stagiunea de toamnă, este o perioadă plină de spectacole noi, de reluări, de spectacole foarte cunoscute, de festivaluri, deci nu uitați, e toamnă, e lumină, mergeți la teatru. Vă mulțumesc!